Doamnelor și domnilor, dragi colegi, mă simt ușor emoționat. În 42 de ani de activitate a Muzeului Național de Istoria României, este prima oară când organizăm împreună cu colegi din Rusia un eveniment cultural. Mă bucur însă că acest eveniment este pus sub zodia consonanței istorice româno-ruse. Expoziția pe care o deschidem astăzi celebrează 100 de ani de la vizita familiei imperiale ruse la Constanța în ziua de 1 pe stil vechi, 14 pe stil nou, iunie 1914. Aș fi numit această zi o zi care ar fi putut să schimbe lumea. În ultima lor vizită în străinătate, membrii familiei imperiale ruse s-au întâlnit cu familia regală română. Nu a fost doar o vizită de curtoazie, deși nu s-au semnat documente oficiale. A fost o vizită care urma să aibă consecințe politice și, sigur, dacă lucrurile ar fi mers până la capăt, dar în istorie, dacă nu și-are locul, ar fi schimbat, fără îndoială, și soarta Romanovilor, sau cel puțin a uneia dintre reprezentanții familiei Romanov. Pentru că, pe lângă probleme politice, la 1 iunie, la Constanța, urma să se încerce o apropiere între Carol, principe al României, și Marea Ducesă Olga Nicolaevna, fiica cea mare a familiei imperiale ruse, pentru că între cele două familii se plănuia o alianță matrimonială. Sorții n-au fost favorabili, dar pe plan politic, vizita familiei imperiale a deschis procesul de îndepărtare a României de alianțele tradiționale și de apropiere de Antantă. Expoziția aceasta este realizată în colaborare de către mai multe instituții din Federația Rusă. Se vorba de Arhiva de Stat a Federației Ruse, Arhiva Centrală de Stat pentru Documente Fotocinematografice din Sankt Petersburg, Arhiva Rusă de Stat a Documentelor Cinematografice și Foto, și ea este pusă sub egida Ambasadei Federației Ruse în România și realizarea ei s-a făcut cu sprijinul Centrului Cultural Rus a Fundației Ruski Mir și cu sprijinul Centrului de Studii Ruse și Sovietice Florin Constantiniu. De asemenea, la această expoziție, un rol foarte important l-a avut doamna secretar 1 al ambasadei, doamna Natalia Mujenikova. Această expoziție, la care, pe lângă instituțiile rusești menționate, au colaborat și arhivele diplomatice ale Ministerului Afacerilor Externe și Arhiva Națională a României, prezintă o uriașă zestre de imagini și de informații, nu numai despre ziua de 1 iunie, dar și despre precedentele vizite ale familiei regale române în Rusia în 1898, în martie 1914, și în ianuarie 1917. Veți avea surpriza să vedeți imagini pe care nu le cunoaștem,
nu se păstrează în arhivele noastre și veți avea o imagine despre o lume care s-a dus de mult, 100 de ani care au trecut au bulversat istoria lumii, au bulversat și mai puternic istoria Rusiei și istoria României. Veți vedea oameni care au construit istoria și care la rândul lor au devenit subiecți ai istoriei. Această expoziție vine într-un moment destul de complicat. Sigur, nu este un secret pentru nimeni că relațiile ruso-române în secolul al XIX-lea și la începutul secolului al XX-lea nu au fost întotdeauna dintre cele mai bune. Sigur că nici în secolul al XX-lea raporturile dintre România, Rusia și apoi Uniunea Sovietică nu au fost întotdeauna dintre cele mai bune. Dar tocmai în vremuri complicate este important să colaborăm, să discutăm și să încercăm să ne cunoaștem mai bine. Fără o gestiune corectă a trecutului, nu pot exista baze pentru relații viitoare normale. Pentru că trecutul, fie că ne place, fie că nu ne place, a influențat prezentul și sperăm să nu influențeze și viitorul. Muzeul Național de Istoria României este o instituție deschisă pentru colaborare și considerăm că această expoziție ar putea să fie doar începutul unui drum prin care ambele părți se vor apropia mai mult, începând cu cunoașterea trecutului lor. Această expoziție a fost realizată într-un timp record și aici trebuie să mulțumesc în primul rând doamnei Natalia Mujenicova, care are un talent extraordinar de a pune oamenii alături și să-i determine să meargă spre un țel comun. Îi mulțumesc foarte mult pentru acest lucru și pentru faptul că a devenit, ca să zic așa, unul din membrii echipei Muzeului Național. De asemenea, această expoziție datorează foarte mult domnului ambasador Vasile Buga, domnului profesor universitar dr. Ion Scurtu și colegilor mei de la Muzeul Național, dr. Oana Ilie, dr. Cornel Ilie, domnișoara Alexandra Mărășoiu și multora de la, începând cu relațiile cu publicul și până la serviciul tehnic. Tuturor le sunt foarte recunoscător. De asemenea, doresc să mulțumesc în mod special colegilor ruși care au participat la organizarea acestei expoziții și, nu în ultima instanță, sponsorului evenimentului, domnul Adrian Popescu, care reprezintă compania TMK Artrom. Sigur, mulțumiri sincere mi se cuvin și dumneavoastră, care ați venit în număr așa de mare la această expoziție și sper că efortul pe care l-ați făcut să vă fie răsplătit prin descoperirea unor pagini inedite din istoria comună a Rusiei și României. Vă mulțumesc!